Capitolul 2. După aceea, David a întrebat pe Domnul: să măsuim vreuna din cetățile lui Iuda? Domnul i-a răspuns: suie-te. David a zis: unde să măsui? Și Domnul a răspuns: la Hebron. David s-a suit acolo cu cele două neveste ale sale, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevastă lui Nabal. David a luat cu el și pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui, și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul. David a trimis niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului să le spună: binecuvântați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpânul vostru, și l-ați îngropat. Și acum Domnul să vă arate bunătate și credincioșie. Vă voi face și eu bine pentru că v-ați purtat astfel. Să vi se întărească mâinile și să fiți viteji, căci stăpânul vostru Saul a murit și pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea. Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim. L-a pus împărat peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vârstă de 40 de ani când s-a făcut împărat al lui Israel și a domnit 2 ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. Timpul cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de 7 ani și 6 luni. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului. Ioab, fiul Țeruiei, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon și s-au oprit unii din coace de iaz și ceilalți dincolo. Abner a zis lui Ioab: să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Ioab a răspuns: să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr 12 din Beniamin pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul, și 12 inși ai lui David. Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă și au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helkat Hatsurim, locul săbiilor. În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți de oamenii lui David. Acolo se aflau cei 3 fii ai Țeruiei, Ioab, Abishai și Asahel. Asahel era iute de picioare ca o căprioară de câmp. El a urmărit pe Abner fără să se abate la dreapta sau la stânga. Abner s-a uitat înapoi și a zis: tu ești Asahel? Și el a răspuns: eu. Abner i-a zis: abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceștia și ia-i armele. Dar Asahel n-a vrut să se abată din dărătul lui. Abner a zis iarăși lui Asahel: abate-te dinapoi a mea, pentru ce să te lovesc și să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi fața înaintea fratelui tău Ioab? Și Asahel n-a vrut să se abate. Atunci Abner l-a lovit în pântece cu capătul de jos al suliței și sulița a ieșit pe dinapoi. A căzut și a murit pe loc. Toți cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asahel mort se opreau. Ioab și Abishai au urmărit pe Abner și la sfințitul soarelui au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului. Fiii lui Beniamin s-au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată și s-au oprit pe vârful unui deal. Abner a chemat pe Ioab și a zis: oare mereu are să sfârșie sabia? Nu știi că la sfârșit va fi amar? Până când vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui? Ioab a răspuns: viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineață să urmărească pe frații lui. Și Ioab a sunat din trâmbiță și tot poporul s-a oprit. N-au mai urmărit pe Israel și nici nu s-au mai bătut. Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie. Au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bitronul și au ajuns la Mahanaim. Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul. Lipseau 19 inși din oamenii lui David și Asahel. Dar oamenii lui David omorâseră 360 de inși din bărbații lui Beniamin și a lui Abner. Au luat pe Asahel și l-au îngropat în mormântul tatălui său la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea și li s-au revărsat zorile în Hebron.
Au mers toată noaptea și li s-au revărsat zorile în Hebron.